Cărți de bloc, străzi, drumuri, curți interioare și subsoluri inundate, copaci doborât și un acoperiș de bloc avariat de vânt sunt doar câteva dintre efectele lăsate de ploaia torențială care s-a abătut în această după-amiază asupra municipiului Zalău. Potrivit locotenentului Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al ISU Sălaș, dispeceratul instituției a fost asaltat de zeci de apeluri venite din partea oamenilor disperați. Ca de obicei, au fost sesizate inundații în cartierul Porolisum, zona BCR, strada Vramiancu, cartierul Dumbrava, strada Crasnei și Hațegului, precum și în cartierul Păcii. De asemenea, pe strada locotenent colonel Pretorian a fost mult acoperișul unui bloc, strada a fost complet inundată, cu greu puteau trece prin zonă mașini, iar pietonilor le-a fost imposibil să circule. Este adevărat că a căzut o cantitate mare de apă într-un timp foarte scurt, dar lipsa canalizării pluviale în municipiul Zalău a determinat ca apa să inunde străzile, iar dezastrul să fie mai mare. Din păcate, incompetența administrației publice locale duce la situații de acest gen, deoarece în ultimii ani mult discutată problema canalizării pluviale a rămas an de an pe ultimul loc. Ce ar trebui să se întâmple mai mult decât dezastrul cauzat azi ca să intre în atenția edililor probleme cu adevărat importante pentru toți cei care trăim aici?